este un fenomen în continuă creștere. Chiar și în România s-au înregistrat foarte multe cazuri, probabil că mulți dintre voi ați văzut la televizor, copile care au fost exploatate în străinătate și după urma cărora s-au obținut folose materiale. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți a organizat astăzi campania de informare Bucură-te de copilărie, nu pica în plasa traficanților de carne vie, în vederea sensibilizării opiniei publice asupra consecințelor exploatării sexuale. A fost organizată la inițiativa directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, domnul Valentin Popescu, din dorința de a atenționa tinerii liceeni asupra capcanelor traficului de persoane, în contextul în care tot mai mulți tineri cad în plasa traficanților de carne vie, plecând în străinătate cu vise caracteristice vârstei și trezindu-se acolo printre străini, abuzate, neglijate, exploatate. Creșterea cazurilor de abuz asupra copiilor constituie un semnal de alarmă în zilele noastre, motiv pentru care această campanie este extrem de importantă în încercarea de a preveni situațiile de abuz sexual în rândul adolescenților. Campania a fost desfășurată în cadrul Liceului Pedagogic Ștefan Dobleja din Drobeta Turnul Severin, iar tinerii prezenți la acțiune par să conștientizeze cât de mult poate să-i coste naivitatea. Unele lucruri le-am mai aflat acum, dar măcar știu acum să fiu pregătită pentru viitor. Ce înseamnă să fii pregătit? Ce nu trebuie să fac? Adică să nu mă las ispitită de tot, să nu accept prima ofertă, să fiu mai bine informată, să mă asigur că unde mă duc este un loc sigur și că nu sunt dusă în locuri din acestea pentru prostituție. Ți-a făcut plăcere să participi la această activitate? Da. Ai învățat lucruri? Noi, da. Am mai auzit de ele de foarte multe ori la televizor și mi se pare un lucru straniu ca fetele să fie exploatate în altă țară. Straniu, dar nu imposibil. Știi să te ferești, să nu pici în plasa. Da, cred că da. După câte am văzut astăzi, cred că pot să am grijă de mine. Acțiunile de acest gen sunt un câștig pentru elevii mehedințeni care învață despre cum se pot feri de plasa traficanților de carne vie. Trebuie să educăm oameni, cetățeni și orice sprijin primim de la aceste instituții este binevenit. Astăzi avem musafiri, colegii de la Protecția Copilului care au venit pregătiți cu materiale demonstrative foarte sugestive și foarte convingătoare, prezentându-le elevilor noștri problematica traficului de persoane. Vrem să permanentizăm astfel de acțiuni pentru că avem o școală cu numeroși elevi și deocamdată astăzi beneficiază doar două clase de a noua de la profilul pedagogic, unde sunt multe fete și ele reprezintă o populație țintă și pentru traficanții de persoane, dar și pentru acțiunile noastre educative. Traficul de carne vie este o afacere bănoasă pentru interlopi. Când au ajuns însă în plasa oamenilor legii, aceștia deja adunaseră sute de mii de euro din afacerile ilegale pe care i-au investit în mașini și vile. Victimelor lor le-au rămas doar lacrimile și traumele care nu vor fi uitate niciodată.